Alo? Alo? Domnule Mladin, Cornescu sunt. Da. Da, domnule Cornescu. Domnule Ce Mladin, faceți? am Da, un eu sunt. pont senzațional, arte. Ne vedem mâine la redacție. Domnule Mladin, nu uitați, domnule Mladin, Arde? da, dacă mi se întâmplă ceva, nu uitați locurile noastre. Ne vedem azi. E foarte important, domnule Mladin, da, astăzi. Mai știți unde stau? Știu, în Colentina, domnule Mladin. Domnule Mladin? Bine, hai. Ne vedem, da? Dacă citeai toate astea, e de fapt. Nu stai jos. Stai jos. Ce ai de zis? Despre ce? Despre borfașii de la colț de stradă? Pe care poliția se face că nu-i vede? Ca să ia și cota aparte? Sau despre ce? Despre locurile unde să vând stupefiante? Sau ce doriți? Le știți mai bine decât mine. Ce doriți să spun? În legătură cu moartea domnului Cornescu. Domnul Cornescu m-a sunat de vreo câteva ori și ieri și azi și mi-a spus că arde și atât. Arde? Ce arde? Nu știu, n-a spus mai mult. Atât. A spus că arde și... Ați văzut ce s-a întâmplat. Și noi vrei să te credem. Aveți încotro? Oare. Ce spune dumneata să te chemă mâine dimineață la secție și să te dăm pe mâna unor băieți? Ha? Ce să faci pe urmă? O să te duci să torni un articol cu metodele brutale ale poliției? Dar ce, poliția are metode brutale? Nu. Poliția din ziua de azi este o instituție serioasă care nu se mai ocupă cu bătut băieți, nu? Domn capitan, lăsați-mă să-i dau una în față. Lăsați-mă să-l pocnesc o dată. Să-i spun cine e! Lăsați-l, domnule, să-mi dea una, domnule. Să arate el ce-a învățat la facultatea dumneavoastră acolo. Dați-mi, domnule, una. Sau dați-mi două. Dați-mi două. Nu încercați două. Acum vrei să spun cine ești? Ia spune, domnule, cine sunt eu? Un vierme. Asta ești. Umbli cu limba scoasă după articole pe care le știu și bebeluși. Și pe noi închipui că o să ne rup gura cu ele, nu? E, știi ce e interesant? Că s-a tras în Cornescu din clădirea asta. Din clădirea asta s-a tras? Domnul Mladin, să-ți spun o poveste. După ce te-a sunat Cornescu, te-ai dus pe terasă, l-ai așteptat, iar el când a venit, tu ce ai făcut? I-ai tras două gloanțe, la fix. Iar vorba ai fugit repede în stradă să-i dai primul ajutor. Întruchiparea carității. Lasă-l, Edgar. Este așa cum ai zis tu înainte. Oameni vierme. Ar face pe el în pantalon dacă ei pune un pușcoci în mână. Ai noroc, domnul ziarist, mare noroc ai.
Așa mi-ar fi plăcut să te închetez puțin cum scrie la carte. Dar te-a văzut băcanul de vis-a-vis. Te-a văzut la fereastră și n-aveai pușcă mână. Mare noroc am avut cu băcanul, nu? Am avut mare noroc cu băcanul. Dar dumneavoastră ați venit în casa mea să mă acuzați de crimă, domnule? Să mă acuzați de crimă pe mine? Adică voi veniți așa și acuzați de crimă niște oameni nevinovați? Vă rog frumos să ieși tine afară din casa mea! Vă rog frumos, hai! Bă, ce ți-ai împrejma așa, mă? Ce ți-au sări, mă, Pepeni? Auzi, ăsta habar n-are. Bă, habar n-ai, bă, cum se conduce o anchetă? Bine că știți, dumneavoastră, aveți noastră habar. Bă, când ți-ai intrat unul în colimator, îl călărești până scoți totul. Dar ce mă enervezi eu așa, mă, trebuie să fiu calmă. Da, calmați-vă, da, calmați-vă. Stați calmă. Domnul... Mladin mă cheamă. Vierme. Andrei. De când sunt în poliție, am văzut atâtea lacrimi false încât s-ar putea umple un tank petrolier. Știi ce? 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 Să-ți bagi nasul peste tot. Nu de data asta. E ancheta noastră, e treaba noastră. Să nu te prind pe acolo. Iertați-mă, domnule. Iertați-mă. Scuzați-mă. Hai. Dar m-a sunat pe mine, să știți. Pe mine m-a sunat, nu pe tine. Hai, Edgar. Hai, Edgar. Cum îl cheamă, Edgar? Trei, domnul Edgar. Ce cauți aici, Pierre? Nu-mi curge apa caldă acasă și am venit să fac un duș aici. Pasă la perete. Mă, e repezit! Despart picioarele, percheziție. O, picioarele, mă! Stai, că mă gândim, stai! N-are nimic, domnul. Ce n-am, am? Cum să n-am, Batista, am... De data asta n-am uitat-o, ca să o uit de obicei. Dar... Zic să-l pocnesc. Mai e vreme. De ce ai întors, mă, asta? Pierdă-ți, mă. Ce cauți tu aici? Eu nu caut nimic. Eu am trecut pe holul ăsta, am găsit ușa deschisă și ea... Ce ai făcut, mă? Am găsit ușa deschisă... Ia zi mai tare, că nu te aud. Am găsit ușa deschisă trecând pe aici și am intrat. Și am văzut ce dezastru e aici. Acum vreau să plec. Vreau să beau o vodcă. Vreau să beau o vodcă. Nu vreau să mergem să bem o vodcă. Știu un loc unde au o vodcă foarte ieftină și foarte bună, pe bune. Haide să bem. Are și gheață, dar nu pot iasă. Aici nu pot iasă. Avem ceva de nudit împreună și nu trebuie să ne audă. Se închide tu ușa aia. Deschid.
De ce m-ai adus pe frigul ăsta aici, în parc? Trebuie să fac niște poze pentru un reportaj. Trebuie ce frică mi se face. Dar cine te-a pocnit așa acolo? Aici? Da. Am vrut într-o seară să beau o bere și când am deschis ușa frigiderului, mi-am dat cu ea aici. Da? Da. Ai urmă de ușă de frigider. Păi nu? Tu vezi ce văd eu acolo? Unde? Uite acolo, în barca aia. Unde mă, ia? Uite acolo, trage-te mai încoace. Uite acolo, în barca aia, tu vezi? Mă, tu nu vezi barca aia pe malul lacului? Da. Dore cap. Ce-i acolo? Nu știu. E o femeie, parcă face plajă. Pe frigul ăsta face plajă? Păi eu știu ce face, nu vezi că e întins acolo? Ha? Ce face? Ce se face? Trebuie să mergi. Te-ai terminat reportajul aici? Da, fă. Păi gata, hai să mergi. Trebuie să mergem acolo să vedem. Doare cap. Te doare capul? De ce cap mă doare pe mine? Că m-a adus aici, la înălțimea asta și pe frigul ăsta. Doare cap. Doare cap. Mă aduce în frigul ăsta aici. Te doare cap. Ce să facem? Hei, tu mai puțin! Ia cu sifon! Fii atent că de data asta eu mă duc și anunț poliția. Ai înțeles? Pii. Nu, mă duc și aduc poliția de la. Păi anunță poliția, și eu să anunț poliția. Ce s-a întâmplat? Ce căutai tu pe roata aia? Cred că făceam pe Horia Cloșca și Crișan. Băi, serios, faci jos de mine și... Iau acum și te bag capul în apă. Respectos, vă rog să mă iertați. N-aveți treabă pe acasă, n-aveți slujbă, n-aveți servici, de ce nu vă duceți acasă? Tot în drumul nostru stai, a? Nu ți-a ajuns discuția de asta. Ce cauți, mă, aici? Eu nu caut nimic. Ei, te-am întrebat ce cauți aici. Am găsit ceva. Ce-ai găsit? Am găsit fata asta în barcă. Cum? Și cum am găsit-o, v-am chemat. Eu v-am chemat. Dar tu cine ești? Colegul și prietenul lui. Ah, da? Vrei să nu te coste prietenia asta. Păi, deja cred că mă costă. M-a chemat la o bere și văd că o să o plătesc tot eu. Mă plătești, mă. O plătesc eu. Valea. Circul are altă adresă. Hai, la muncă, la slujbă, lăsați-mă. Și nici nu beau bere, vreau vodcă pe frigul ăsta. Ce, dumneavoastră beți bere pe frigul ăsta? Nici eu nu beau bere. Ce, pe frigul ăsta bei bere? Hai, ce faceți? Vă bate joc de mine sau... Nu, stați. Eu plătesc. Pun eu la ba pe voi, puișorile. Vă scarmene de o să vă meargă folgi. Auzi, una peste alta, vezi, treci pe la secție să lași o declarație. Între timp mai lucrează stilul puțin. Și nu uita, când vii acolo, lasă acasă tolba aia cu minciuni. Da, am înțeles. Trăiți. Pa. Hai, ocupă-te, procuratura, salvarea, doctorul să se ocupe de moarte. Înțeles, trăiți. De ăștia vii, ne ocupăm noi. Mai aveți treabă pe aici? Hai, mă, Valea! Acasă! Valea, mă, auzi, auzi-l aici! În cazul Cornescu, ancheta bate pasul pe loc. Ia uite de ce poză au colegii tăi polițiști, ia uite. Ha? E iminent arestarea criminalului. O bagatelă, un caz de rutină. Scrie și despre necata aia. Cum o cheamă?
Carla Oreiro, dansatoare la cabaret. Și că în urmă cu o seară și-a făcut numărul la cabaret, acolo se afla și Leonard Sofron. De băiatul lui Pavel Sofron. Citez. Unul dintre cei mai bogați oameni din țară. A chemat-o la masa lui, i-a dat să bea, au dansat până la închiderea localului, după aia a condus-o acasă. Asta susține și mama fetei. După aia, ce-a făcut? S-a dus să se plimbe cu barca pe lac, pe frigul ăsta. O fi încins, o Sofron. Scrie și despre tine. Andrei Mladin, un ziarist care ajunge la timp. Adică imediat ce victima dă ortu pop. De mine nu scrie nimic. Ara, acum, serios. N-ai văzut la gâtul fetei o urmă albă? O urmă de lănțișor sau de gorilă? Nu, și ce importanță are? Păi are, pentru că urma avea... N-ar bijuteria, nu. Eu sunt Andrei Mladin, ziarist. Dar ce vrei? Că au fost destui polițiști și ziariști pe aici. Doamna, eu vă înțeleg durerea și, și eu aș vrea să se facă lumină în cazul ăsta. Ce caz, domnule, ce caz? Nu e niciun caz. Nu e niciun caz? Nu e niciun caz. Mie mi se pare că e un caz. Să știți, Carla a fost o fată cinstită. A muncit din greu ca să mă întrețină pe mine și pe frate Sutomiță. N-a fost una de alea. Da, domnule, știu asta, am spus eu ceva. Ceasul rău, domnule, ceasul rău, așa i-a fost scris. Dar să știți că eu am iubit-o foarte mult pe Carla. Da, stai puțin, doamne, o secundă, vă rog frumos. Domnule, dar mai ești aici, nu pleci? Iertați-mă, stai. Cară-te, domnule, odată și lasă-mă, măcar să o pot plânge. Doamne, vreau să vă pun o întrebare și eu singur. Auzi, domnule, pleacă odată! Care v-ați întâlnit acum. V-am mințit. Hai, facem. Cine minte? Femeia aceea. Vă minte, să știți. Dar tu cine ești? Eu sunt Tomiță, fratele Carlei.
Femeia asta nu a iubit-o pe Carla. Și nici pe mine. Mereu mă bate și mă ține flământ. Oricât bani aducea sora mea. Tu vorbești serios? Da. Și de ce nu vă iubea? Nu e mama noastră bună. Mama a murit când eu m-am născut. Ea e o mătușă. Să-ți dau niște bani să-ți iau ciocolată. Nu, nu, lăsați, mulțumesc. Dacă mi-ar vedea tușa, mi-ar lua, să știți. Deși azi am luat o groază de bani, dar să știți că mi-ar lua. I-a luat o groază de bani azi? Da. Azi dimineață a oprit în fața casei o mașină foarte frumoasă. Din ea a coborât un tip. A întrebat de familia Calonfil. Ăsta-i numele nostru. Oreiro îl lase Carla pentru scenă. I-am arătat unde stă tușa. Pe mine m-au lăsat afară. Dar am văzut prin gaura cheii cum tipul le-a dat mătușii bani mulți. Da, ziceai că e o mașină frumoasă? Da, era foarte frumoasă. Ce mașină era? Era un Volkswagen, albastru. Volkswagen? Da. Și tipul ăla cum arăta? Era brunet. Nu era blond? Nu, brunet era. Brunet? Păr lung, tânăr și cu o față albă. Atomiță, mă, iar spune-mi, sora ta ce purta la gât? Purta un colier sau un lănțic de aur? Un colier. Un colier de perle la care ținea ca la ochii din cap. Cadou de la mama noastră bună. Îl purta tot timpul. Nu avea o valoare mare. De fapt, nu avea nicio valoare. Și nu-l scotea niciodată de la gât? Nu, niciodată. Nu scotea. Bine, mai tău, mi-ți-am. Dar, domnule, aș vrea să vă mai întreb ceva. Vrei să-mi spui ceva? Da. Ce? Sora mea nu știa să nuate. Era frică de apă. Nu s-a urcat niciodată într-o barcă. Aș vrea să vă întreb cum de-ați găsit-o în barcă. Tomiță, treci în casă! Fuși, că te așteaptă atunci. Familia Calonfir. Ia zi, ce-ai făcut la familia Calonfir? Carla e iubita mea. Ce? Lasă, că te învăț eu minte.
Dar încep ce 12-10. Am notat, rămâneți pe recepție. Anunț toate echipajele. Să vină laboratorul criminalistic și salvare. Am înțeles, domn capitan. Ce bine că ați venit, salvate. Și de cine te-am salvat? De motocicliște. Te-am salvat pe tine? Ajutați-mă. Mai bine salvăm pe ei. Cum să-i salvați pe ei? I-ați împușcat? De ce i-ați împușcat? Asta e nebun. Nu s-au purtat ei prea fin cu mine, dar totuși nu meritau. Tratamentul ăsta... O lansă bine, da? Aoleu, ia zi, Vierme, nu e curățatul? Eu cu ce am pistolul? Dar cum m-ați găsit? Uite, niște cetățeni au văzut doi derbedei pe motociclete care alergau în Vierme. Au dat prin stație, s-au repezit pe câmp, dar ce să vezi? Deja îi curățase. Domnul Edgar? Da. E nume de botez sau de familie? De botez. De botez? De familie? Nu te privești. Aveți dreptate. Un dex aveți pe acasă? Este. Vorbeam de dicționar. Este și asta. Aveți? Da. Niște sinonime la Vierme nu am găsit în dicționarul ăla? Nă, părcă. Așa, domne, așa, domne. Și nu vezi că la repede l-a răspăit. Odată și odată tot punem noi mâna pe tine, te prindem noi cu ceva. O să smuși mâinile în genunchi, o să te rogi să te iertă. Aveți dreptate, dar nu e azi ziua aia. Poate data viitoare. Vreți să-mi puneți în cârcă morții ăștia doi? Nu merge la mine. Unde e Mladin? Am întrebat unde e Mladin. E plecat pe teren pentru reportajul cu cercetătorii. Să-i spui că dacă mai intră în conflict cu poliția, îl dau afară. Eu vin la tine și tu pleci. Unde te duci? Unde-i să te caut. Mă duc la Sopron. Așa, pe jos? Mă duc la serviciu să-mi iau mașina. Auzi, ție nu se ajunge ce ai făcut până acum? Ce-am făcut? Ai fost bătut cu lanțul. Poliția te-a luat în colimator. Colegii de servici râd de tine. N-ai cum să-ți răzbun, prietenul. Ascultă-mă pe mine. Poate că am. Lasă poliția să rezolve treaba asta. Da, da. Fii atent. Dacă vrei să-ți plimbi copiii prin parc, nu-ți mai băga nasul unde nu-ți fierbe oara. Atâta spune. Fii atent, de-aia merg lucrurile cum merg în țara asta, pentru că sunt oameni care nu-și bagă nasul unde ar trebui să-și bage nasul. Da, și le fierbe oara. Da, și o să meargă lucrurile bine dacă te bagi tu. Nu ești în toate mințile, poate că nu merg, cine știe. Am pretins-o că sunt în toate mințile. Fii atent, că a zis șeful că dacă te mai amesteci vreodată în chestiile astea, nu știu ce o să se întâmple. Deci, ce o să se atâta întâmple, frate, nu știu ce o să se întâmple. Nu știu, dar eu atâta spun. Da, da. Salut!
O să se întâmple. Domnul Leonard Șopron. Cine sunteți? Eu sunt ziaristul Andrei Mladin. O clipă să verific. Da, liber, puteți intra. Mulțumesc. Știți, vă rog, sunteți așteptat. Mulțumesc. Domnul Andrei Mladin? Da. Sunteți o celebritate în ultimele zile. Vi se întâmplă lucruri bizare. Mulțumesc. Vă-ți duc. Domnul Leonard Șopron? Da. Tare bine. Mulțumesc. Cu ce vă pot fi de folos? Dar vă rog să fiți cât mai concis și cât mai precis, pentru că sunt foarte ocupat. Da, nu mă îndoiesc. Am citit prin ziare că dumneavoastră ați condus-o pe Carla acasă în noaptea aia. O cunoșteați de mult? În seara aceea am cunoscut-o. Am condus-o acasă după ce s-a închis cabaretul. Ne-am propus să ne mai vedem, asta e tot. Da. Pe la ce oră ați ieșit din cabaret? Să zicem, pe la 4. Dimineața. Seara. Da. N-ați mai fost și în altă parte? Nu. Nu. Domnule Mladin, eu am condus-o pe Carla acasă și asta e tot. Sigur. Nu știu nimic mai mult. Da. Din ziare am aflat de moartea ei. Bine. Ce m-a interesat pe mine e că vreau să știu dacă purta la gât în noaptea aia ceva, un colier sau un lănțișor de aur sau... Nu, nu știu, n-am băgat de seama. Adică, ba nu. Nu, sigur nu. Chiar eu i-am propus să-i cumpăr o podoabă pentru minunatul ei gât. De ce nu i-ați oferit podoaba pe care o aveți dumneavoastră la gât? E o amintire de familie. Amintire de familie, da, sigur. Nu, scuzați-mă că...
mi-am permis. Vă mulțumesc frumos. Eu atât am vrut să aflu, am aflat. Unde, Mladin? De ce mă interesează așa de mult fata asta? A fost cumva iubită? Din păcate, nu. Atunci? Știu. Să spunem că mă interesează orice nenorocire care se abate asupra oamenilor. Vorbe mari. Vorbe mari, domnule Vlad. Da, așa este, vorbe mari. Da. Așa suntem noi, cei cu părul mai înspicat. Da. Mi-e greu să mă schimb la vârsta mea, da. Orice victimă are în mine un aliat. Victimă? Carla n-a fost o victimă. Ea s-a înnecat și basta. Carla nu s-a înnecat. Carla a fost omorâtă, domnule. Ce spuneți? Da. Este exact cum spun eu. Carla nu știa să înnoate. Și nu cred că a apucat-o romantismul să se plimbe cu barca la 4 dimineața. Nu știu. Nu vine mie să cred așa ceva. Nu știa să înnoate? Mai e cineva care nu știe să înnoate? Uite că mai e. Și încă ceva. Ceva ce nu am citit în presă, dar mi-a spus mie un pretenar de la morgă. În plămânii Carlei nu s-a găsit apă din lac, ci de la robinet. Și încă ceva. Ieri, în fața casei în care a locuit Carla, a oprit un Volkswagen albastru, din care a coborât un tip înalt, cu părul lung, șaten, și care a oferit o sumă importantă de bani mătușii Carlei. Pentru ce? Eu știu. Să-i cumpere tăcerea, oare? Știți, și eu am un Volkswagen albastru, o mașină din astea. Și eu am părul lung. Da, chiar. Și șaten. Stați puțin, eu n-am vrut să vă acuz de nimic. Nu. Eu am constatat că aveți oarecare asemănări cu persoana care mi s-a descris. Dar nu, doamne ferește, de altfel sunt zeci de Volkswagen-uri albastre prin oraș, conduse de băieți tineri ca dumneavoastră, înalți, cu părul șaten. Ce m-a interesat pe mine, am aflat. La să zic că în noaptea aia, Carla nu purta la gât nici lănțișor și nici un colier de perle, să spunem. Nu. Da, atât am stat. Mulțumesc mult de tot. Cele bune. Mi-a părut bine să vă cunosc. Da. Minunată. Și Volkswagen Golf, bine. Am fost la cabaretul unde lucra fata. Da. În seara în care a murit, purta colierul de perle la gât. Eram sigur. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu cei doi motocicliști.
Cine i-a omorât? Îngerul meu păzitor, mă, băiatule. Ia. Cam crud de îngerul ăsta păzitor al tău. Da. Domnul Andrei Mladin, ziaristul? Da, domnul Mladin, ziaristul, da. Cu cine vorbesc? N-are importanță. Văd că vă interesați de cazul artistei ălea de cabaret. Dar de unde știți dumneavoastră? Urlă ziarele. Așa, și dacă mă interesează, ce? Aș putea să vă ajut să prindeți un fir. Și pentru asta ce vrei, domnule? Bani n-am. Nu cer decât să mă ascultați. Atât vă cer. Da, domnule, sunt numai urechi. În seara în care a murit, Carl a plecat de la cabaret însoțită de un bărbat cu un Volkswagen albastru. Știu foarte bine. Leonard Soprun, care a condus-o acasă. Și? Vă înșelați. Mașina s-a îndreptat spre vila familiei Soprun. Era trecut de orele 4. Peste aproximativ o oră, aceeași mașină a ieșit pe poarta vilei. Dar de data asta în mașină era doar Leonard. S-a îndreptat spre Herăstrău, în locul unde sunt ancorate mai multe bărci, printre care și cea a lui Leonard. Barca Temeraru. Cum? Barca Temeraru. Barca... Ține minte, Temeraru, Barca Temeraru. Barca Temeraru, exact. Așa, și mai departe? Mai departe a urcat împreună cu o persoană care părea beată, Carla. S-ar putea să nu fi fost beată sau drogată, ci pur și simplu moartă. Barca a ieșit în larg și a revenit după o jumătate de oră. Din ea n-a mai coborât decât Leonard. S-a urcat în mașină și s-a dus acasă. O, ce zici? Cum bel povestea asta? S-am spus că nu am bani, pare rău. Atunci ascultă, să zicem că ți-o dăruiesc. Să văd ce faci cu ea. Ce mai e și asta, o farsă? Eu zic să te liniștești. Știi ce cred eu? Că mă urmărește cineva ca să mă prăjească. Ce hotărât era? Cât? Ce cât? Cât ceri? Pentru? Ca să nu spui nimic. Te-a trimis bărbatul meu, nu-i așa? Nu m-a trimis soțul dumneavoastră. Suntem și mai scumpi, nu? Scump, da. Ai făcut vreo fotografie pentru gazetele astea de scandal? Chiar dacă încerci să o publici, bărbatul meu te distruge. Da, știu. Nu, eu... am trecut întâmplător pe aici. Oricum, nu din pricina dumneavoastră am trecut eu pe aici. Atunci ce dracu cauți aici în noapte? M-a invitat un coleg la o petrecere pe un iaht, dar se pare că am greșit ambarcațiunea. Cel mai bun lucru ar fi să pleci uitând tot ce ai văzut, altfel... Puteți considera că am și uitat că am fost pe vasul ăsta. Eu sunt un gentleman și nu o să spun nimănui nimic. Da. Thank you.
Să strici seara unei doamne e indecent. Dar să-i strici noaptea e de-a dreptul monstruos. Dacă n-ai fi atât de obraznic, puiule, ai fi acceptabil. Vrei o băutură, o cafea, o țigară? Aș avea o rugăminte la dumneavoastră. Văd acolo ceva jos, un obiect mic. Aș vrea să le iau amintire la dumneavoastră, se poate? Dacă vrei. E veritabilă? Dacă te pricepi, nu mai e. Da. Ați fost la debarcader? Am fost. Și ați găsit ceva? Da. Ce? Ne... am găsit o perlă. Domnule... poate pierdută de Carla. Adică? Leonard Sopron e mort, împușcat. De unde știți? Leonard Sopron n-o să-și mai facă de cap. Nu va mai agăța fete, nu se va mai droga. Când cântărești cu două gloanțe mai mult, e greu să-ți mai faci de cap. Cine ești dumneata, de fapt? N-ai să știi niciodată. Ascultă-mă, du-te în garsoniera prietenului tău, Cornescu. Acolo-i să-l găsești pe Leonard mort, țeapăn ca o scândură. Mort! Tu l-ai omorât? Alo, sărut mâna. Bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu domnul capitan Timotei. Domnul capitan Timotei nu este. Dar domnul locotenent Edgar este? Este plecat împreună cu domnul Edgar la un caz. Voiam să-i anunț că l-am găsit pe Leonard Sopron mort în garsoniera lui Cornescu. Leonard Sopron mort în garsoniera lui Cornescu. Vă rugăm, nu plecați. Alo, nu plecați. Da, sigur că da.